Totul se schimbă. Această mărturie întoarce lumele la Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului în Eclesiastul 3, versetul 11. Orice lucru El face frumos la vremea Lui, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. E așa de sfânt Domnul nostru. Și dacă în clipele acestea așa s-a găsit cu cale să vin înaintea voastră cu mărturia cum am întors la Dumnezeu, găsesc potrivit că trebuie să vorbesc câteva lucruri mai întâi de unde m-am întors la Dumnezeu, ca să facă legătura această mărturie. Și am să încep chiar cu momentul nașterii mele. M-am născut pe 15 august 1979. Sunt Adrian Cost. Domnul să te vine cu pe toți, amin. Mama mea din familie de credincioși, a ajuns în tinerețea ei, mă naște. După ce m-a născut, la un interval de timp, a găsit mai potrivit să plece din Cluj. A fost născut aici în Cluj. A găsit mai potrivit să plece la București. Și am stat un număr de ani, dacă nu greșesc undeva, până spre vârsta mea de 3 ani. Am locuit în București. Și acolo încep să-mi amintesc primele mele amintiri, ca și copil. Și ce s-a întâmplat interesant în viața mea, încă de la început, ceva și cineva și dușmanul vieții noastre, Satana, aș putea să spun, a încercat să-mi ia viața. Și până la momentul în care m-am întors la Dumnezeu, la 18 ani și jumătate, pot să număr cu atenție și chiar stând pe bancă mai înainte, mi-am notat de fapt lucrurile acestea și pentru prima dată astăzi, când realizez că de 7 ori Satana a vrut să-mi ia viața, până când am spus da lui Hristos. Eram acolo la București și primul episod în care, ca și un copil mic, mi s-a întâmplat un lucru. Mama lucra la ceva fabrică, eram la creșă, mă tot ducea la o creșă, la fabrică, înapoi acasă și acolo încep să am primele amintiri. Dar eram de mic încă pasionat foarte tare de animale, ca și cred orice copilaș. Și din blocușorul unde stăteam într-o garsonieră în chirie, vedeam pe geam un om cu o văcuță. Și atâta eram de pasionat, cum aș putea o să ajung, să ating vaca aia, să mă duc la ea. Era un câmp peste drum de blocul unde locuiam, stăteam la parter. Și era această scenă în imaginea mea, care în fiecare după masă îl vedeam cum trecea câmpul și dispărea din ochii mei. Și în fiecare zi mă uitam acolo. Și într-o zi s-a făcut că am găsit cumva ușa deschisă și m-am dus la omul cu văcuța. M-am dus la el și am întrebat dacă mă lasă să o ating. Mi-a zis, sigur, poți să o atingi. Și m-a întrebat, dar unde-s părinții tăi? De unde ești? Și eu nu-i răspundeam. Eu eram pasionat de vacă. Și am zis, dar de ce aveți văcuță? Și zice, noi avem văcuță că noi facem iale de lăptiuț. Și când am auzit că dă și lăptiuț frumusețea asta de văcuță, am zis că și eu vreau lapte. Și au zis, dar e mai complicat că e acum papă iarbă, după aia plecăm undeva la un grajd, trebuie mulsă, după aia trebuie dus acasă, trebuie fiert. E lungă povestea. Și au zis, du-te acasă la părinții tăi. Am umblat așa mai departe, dar eu nu urmăream pe om. Omul s-a dus mult de vaca undeva la un grajd îndepărtat pe un câmp. L-am urmat, nici nu știu, o jumătate de oră mai mult, îl urmam din vedere și eram tot după el. A intrat cu ea într-un grăjduț și am apărut acolo la pragul grajdului. Și au zis, mă copilașule, tu nu te-ai dus acasă, e târziu deja. Nu că eu vreau lapte. Omul s-a mut vaca, au zis, uite, eu nu pot să-ți dau lapte, că nu vreau să te îmbolnăvești de la el. Îl duceam acasă și îl fierbe. Eu vreau lapte. Și omul m-a luat cu el. M-am dus după el, departe, undeva a lăsat vaca acolo peste noapte și a luat o găletuță cu lapte.
dădea deja întunericul și stătea undeva la niște blocuri departe. M-am dus după el și m-a întrebat, dar tu știi unde stai? Și am zis că eu nu mai știu. M-a dus omul la el acasă, era acasă o femeie, dacă bine țin minte, erau doar ei doi, un soț și o soție. Și acum m-am așezat la masă și așteptam. O zis femeia că face și măbărică. O pregătit toate lucrurile și nu știu ce gânduri aveau ei în mintea lor, dar eram în casa lor, deja seara târziu, poate nouă jumate, nu știu cât eram. Era târziu și a durat procesul ăsta și așteptam cu nerăbdare să vină mămăliguța cu lapte. Și în timpul ăla intra mama cu o grămadă de oameni de la bloc, de la ăsta, și a ieșit supărare mare și scandalul și poliție și întrebări. Pare cum l-au pus pe omul ăsta într-o postură că m-ar fi furat. El nu m-a furat, că eu am văzut cum s-au decurs lucrurile, dar totuși nu a procedat bine, că o văzut de unde am venit, de la ce bloc am fost, chiar la prima tangență, și putea să mă ducă direct la mama lui. Asta a fost primul lucru. Să nu zic că era pericol de viață, dar poate îmi lua viața o altă direcție, acolo. Primul lucru. După ceva ani, probabil că aveam undeva la 4 ani, am venit din nou la Cluj. Tot timpul ăsta mama a găsit că e potrivit să nu revină în biserică. Și a găsit că e potrivit să nu neapărat să mă învețe cuvântul lui Dumnezeu. Mai cânta, mai fredona unele cântări, care încă le țin minte de la ea. Ea era croitoreasă. Și încă multe mi le amintesc cum fredona ea în timp ce făcea haine pentru cliente. Și avea o inimă bună așa ea ca femeie, dar în singurătatea ei a trăit viața care a trăit-o, cu scopul doar să mă crească și să mă educe pe mine. Undeva la 4 ani, stăteam în Cluj pe Cernei, acolo mai la un capăt a Mărăștului, într-un bloc lângă calea ferată, și acum a devenit o altă pasiune. Trenurile care voiau în mod constant. Le urmăream de pe geam și acum numai mă gândeam, oare cum ar fi să-mi pun urechea pe șină să aud ce tare vibrează trenul ăla cum vine. Și odată iar am găsit ușa deschisă și m-am dus, m-am asigurat că nu vine trenul nici din stânga, nici din dreapta, și mi-am pus urechea pe o șină. Și eu, mintea mea, nu mă gândeam că trebuie constant să mă asigur de amândouă părți, credeam că e suficient să mă asigur din direcția în care eu puteam să o văd, dar nu o vedeam pe cealaltă. Și am simțit niște vibrații enorme. Îmi zguduia tot trupul, trenul se apropia și eu mă uitam și spuneam, wow, ce interesant că se aude așa de tare, măcar că încă nici nu-l văd. A început să sune acea clanson, alarmă, cum vreți să o numiți, de la tren, îngrozitor de tare, și mă gândeam, nu-mi vine să cred că trenul e așa de departe că nu-l văd, dar tot trepidez și-l aud. De fapt, trenul vine aici. Și m-a apucat o mână, era un unghi al meu care stătea tot în locul noi. M-a luat cu mâna și în momentul când m-a prins de umăr și m-a smuls de acolo, am văzut trenul cum a făcut. Trecut pe lângă mine. În momentul ăla pot să-mi dau seama cum și după ani că era un moment în care viața mea era curmată acolo și dusă și trecută în veșnicii. Dar așa găsit domnul Bucale, unchiul venea de la lucru și a observat că chiar eu, nepotul, eram acolo cu urechea și asculteam trenul. Mai târziu, la 7 ani, stăteam acum undeva pe Bucegi, în Mănășturi. Deja 7 ani eram clasa 1, eram deja băiețel mare, băieții în țară, atunci, pe vremea aia, deja la 7 ani erau foarte mari. Aveam o grămadă de peripeții, ieșeam cu prietenii de la bloc, făceam tot fel de lucru, cu cățeluși, cu pisicuțe, cu câte nu, praști și bidone cu carpit și nu mai știu ce, de tot te făceam. Cum poate mulți vă dăpâneați amintirile pe care la blocuri așa și la țară. Și am făcut ceva trăznăi, nici nu mai le știu care, dar țin minte că am fost pedepsit. M-a ținut mama în casă mai multe zile, în care mi-au zis că nu am voie afară, era afară, cald, frumos, timp frumos, și am fost pedepsit vreo 3 zile. Am stat numai afară și acum s-a împlinit ziua în care ar trebui să mi se ridice pedeapsa și am zis, acum am voie afară. Și au zis, ok, ai voie, dar pentru următoarea săptămână te las afară, dar doar să stai în fața blocului, să te-am etajul 1,
Zicea, doar să stai în fața blocului și în fața geamului nostru și nu poți să te muți nici 10 metri în stânga, nici 10 metri în dreapta, numai chiar acolo. Că dacă ori de câte ori ies pe balcon, eu să te văd. Ea lucra, cum am zis, croia de acasă. Și ori de câte ori ies pe balcon, eu să te văd că stai acolo, te joci cu machetuțele, te joci cu jucăriile, stai acolo, doar acolo sau vin casă. Dacă ai dispărut din raza aia, vei intra iar într-o pedeapsă în care n-ai voie afară. Bine. Și acum e al treilea aspect din viața mea în care se urmărea să-mi schimbe firul vieții cineva, dușmanul meu. A venit un bărbat, cam cât mine acum, cu o haină așa, poate un pic mai lungă ca a mea, și neagră, că mea un pic mai blomarenă, a venit la mine, eu mă jucam jos cu o mașinuță, și a zis, măi băiețelule, tu știi unde e stația de autobuz? Și am zis, cum să nu știu? Treci tot pe palierul ăsta, pe cărarea asta, pe asfalt, așa, pe trotuar, cum era, dai de gangul Unionului, intri prin el, ieși la principală, faci dreapta, tot înainte, peste drum de Cocoșul de Aur. Tot clujanul știa treaba asta. Măi, băiatule, eu nu-s din oraș. Și am un tren foarte important. Trebuie să ajung la gară, sunt foarte întârziat. Nu înțeleg cum explici tu. Hai, te rog, cu mine până în stație. Nu pot să vin. Nu am zis că-s pedepsit, că asta era între mine și mama. Am zis, nu pot să vin, dar e foarte simplu și am reexplicat cum să meargă. A tot insistat. Eu îi spuneam nu. E simplu, înțelegi. Dacă eu sunt micuț și înțeleg, trebuie să înțelegi și tu, că ești o mare. După aia au scos 100 de lei. Noi eram săraci lipiți pământului, cum se zice. Când am văzut pe Bălcescu, care îl mai țineți minte, și 100 de lei, alea le vedeam numai când avea mama ceva lucrări multe și foarte multe de făcut acolo la ea, la croitorie, și trebuia să plătească gazul sau apa sau ceva. Și zice, auzi, îți dau suta asta de lei ție. Atunci aproape că m-a câștigat. Și îmi întind de mână așa cu ea și o eu iau și am zis, și pot să o pun în buzunarul meu, păi eu zic, dacă e a ta. Să nu poți tu să pui în buzunarul tău, e suta ta. Doar atâta vreau să mă duci până în stație la autobuz. Pentru atâta eu îți dau 100 de lei. Acum eu știam că ce-o zis mama, dar mă gândeam când îi duc la mama suta, să rezolvă cumva. Ieșim de acolo. Am pus-o în buzunar și în secunda în care am pus-o în buzunar, am strigat, mamă! Ia ca fulgerul a și fost la geam, dar în același timp el m-a băgat în parpalacul lui mare și a început să fugă cu mine. Eu zbieram, mai rău ca și cum să taie purcei pe aici. Eu zbieram ca din gură de șarpe. Mama a început și ea. Îmi fură copilul, îmi fură copilul, îmi fură copilul. O zbiera tot mărășturul răsunat. Îmi zicea ea după ea că i-a fost frică să sară, să nu jur pe picioarele că după aia rămâne acolo. Să vedem că e mai eficientă să strige că îi fură copilul. Și face Dumnezeu ca în acel gang de la Union, cum ieșai spre principală, e un mic palier cam cât asta. Era atunci, un pic mai larg, era atunci, acum e atâta, acum ai pus o consignație acum sau ceva. Se face că atunci îl trimite domnul pe domnul administrator Lăcătuș, îl chema, al blocului, un om foarte de treabă, care ne avea la inimă și care ne ajuta și cu cheltuielile și ne mai îngăduia și ne mai aștepta și rezolva să rămânem acolo, am stat mai mulți ani acolo. Atunci vine el de la lucru și eram tare drag lui și când o vede pe mama pe balcon, zbierând cât o ține gura și pe bărbatul ăsta fugind cu mine, eu zbierând când mă ține gura, își lasă geanta lui jos, își întinde mâinile și încearcă să-l prindă acum pe acest bărbat care fugea cu mine. Acel om m-a izbit jos, m-a lăsat jos, l-a lovit pe domnul Lăcătuș în față, a căzut și domnul Lăcătuș jos, plin de sânge, dar întâmplarea face că bărbatul nu s-a mai întors să mai ia și a continuat fuga. Iar poliție, lume multă și așa, la mintea mea de atunci, câte se pot înțelege, era forfătă mare, poliția, anchetă, notițe, martori, eram acasă, târziu, mama plângând, Lăcătuș cu nasul rupt. Și eu, în sinceritatea mea, am scos suta aia de lei și am zis, mama, măcar avem ăștia. Și au zis, Adi, dragă, ia s-a tăi. O să-ți iei ce trei tu cu ei, că eu nu vreau banii aia. Și am zis, da, pot, dar mă lași
te las. Și a doua zi m-am dus până la Big și mi-am cumpărat un pește cu 75 de lei, o undiță cu 3 pești colorați cumva. Și am gândit totuși să nu iau chiar de tot jucării, cu 25 de lei am luat un bidon de Amigo de cafea Nesa. Și le-am dus acasă. Și asta a fost a treia întâmplare în care, nu știu, peste ani, mai ales când am fost în Australia, am fost foarte fascinat să aflu ce se întâmpla, că asta era undeva între 85, aproximativ 85-86 s-a întâmplat lucrul ăsta. Și am dat un search online să văd ce găsesc eu, ce se întâmpla în timpul ăla. Ca să dau cu o grămadă de părinți a căror copii au dispărut, au făcut un website. Cu toți copiii dispăruți între 80 și 89. Și era un număr îngrozitor de băieței și fetițe, dar mai ales băieței dispăruți. Și erau trei variante. Era o variantă a unui terorism în țările asiatice, care lua băieți de aici și îi ducea și făcea ceva, cercul de... Făceau niște militari special pentru unele linii care aveau nevoie de copii rupți de societate și rupți din cadre. Era o altă linie pentru prostituție și mai era o linie pentru organe. Și toți părinți îngroziți care nu și-au mai găsit linia niciodată să știe clar ce anume s-a întâmplat și anchete peste ani și alții au găsit, la un moment dat am găsit mărturia unuia care a trecut prin asta și a scăpat ceva mai târziu și câteva legături. În fine, al treilea aspect în care dacă îmi pierdeam viața ori dacă deveneam altceva, oricum firul meu era debarasat de pe momentul lui. Undeva la vreo 12 ani. Eram deja mai mărișor și m-am așcăpătat mai multă încredere în mine. Dar ieșeam foarte mult. Plecam cu băieții, plecam de la bloc. Eram atât de fascinați. Plecam prin pădurile Făgetului, la Sfântul Ion. Umblam în vacanță, vara, veneam târziu. Ori dacă eram la bunici aici, la țară, aproape. Ori aveam multe. Eram foarte fascinați de lucrurile de afară. Noi nu aveam tablete și jocuri și astea. Eram fascinați de natură și de ce se poate întâmpla. Și cu un grup de băieți aveam o pasiune să înțelegem noi unde duce un tunel de la Minerva. La Minerva, lângă un aprozar, era un drum și un pod. Și sub podul ăla era un tunel foarte mare, pe care mărea un pârâiaș și cu rămășițele de la toalete, de la oameni, că mirosea îngrozitor valea aia. Și tot timpul ziceam, odată trebuie să intrăm aici, și atâta mergem până ajungem, poate ducem în altă țară, poate e lui ceva. Odată ne înarmăm cu tot ce ne trebuie și plecăm la drum și mergem. Și o sosi și ziua aia, eram undeva un grup de vreo, nu mai știu să zic exact, undeva la 10 băieți, și mai mari ca mine, și mult mai mici ca mine, cum era. Ne-am luat noi torțe, făclii, foc, ceva lanterne, nu prea aveam nu știu ce baterii. Am pus tot fel de lucruri cu noi și am început să facem drumul ăla. Ne-am dus o perioadă atât de lungă prin tunelul ăla, la un moment dat a început să ni se facă rău, că oxigenul era tot mai amestecat cu ce era pe părăul ăla. Și ne tot gândeam, acum dacă dăm înapoi, a fost exagerat de lung, e foarte lung să dăm înapoi, prea probabil că cei în față e mult mai aproape, haide să continuăm, dar nu vreau să vă explic cât de dramatic a fost tot umbletul ăsta nostru prin tunel. La un moment dat, parcă nu mai avem nicio speranță, nicio nădejde. Și din disperarea aia, am văzut așa ca un punct. Și le ziceam, mă, e lumina aia, nu, mă, ți se pare ție, bă, e lumina acolo în față. Dar îți dai seama că mai era încă la kilometri, era exagerat de departe. Și cum pășeam pașul în față, toți o confirmam, într-adevăr, e lumina. Am început să strigăm de bucurie, să înaintăm mai repede. Și când am ajuns la capătul ăla, era undeva la o înălțime direct deasupra Someșului să vărsă. Ăsta a fost un alt aspect în care, nu știu, puteam să rămânem acolo disperați și să colapsăm. Dacă bine ții minte, unul din noi a început să verse, să se simte exagerat de rău. Deci ăsta era un al patrulea aspect în care viața mea putea să ia o altă direcție. Undeva mai târziu, la 14 ani, acum iar stăteam într-o altă chirie, iar spre Cernei, foarte aproape de așa calea ferată unde am stat la 4 ani.
Eu cu mama mea până a ajuns să plece ea din țară, am stat în 27 de locuri în chirii. Tot timpul căuta dacă găsea ceva un pic mai ieftin, ori nu-i ajungea banii să plătească și era dat afară, ori diferite situații. Unele le-am înțeles, altele le-am înțeles mai greu. Acum, aici, la 14 ani, s-a întâmplat ceva cu mine, eram într-un grup de băieți, de fete și nu aveam frică de Dumnezeu, nu cunoșteam de Dumnezeu, dar eram atât de mâhnit în mine și de trist, detalii adolescenței atunci, că am zis că viața mea nu mai are niciun rost. Și am fugit din mijlocul lor și știam unde e calea de tren și știam că trenurile circulă foarte. Deci am zis, eram atât de convins în mine, am zis că nu mai are niciun rost viața mea, sunt nimic și n-are niciun rost nimic. Și stăteam acum și așteptam trenul. Și încă o dată o mână, unul din băieții ăștia care m-a văzut că am plâns și am făcut o isterie și am fugit din mijlocul lor, o simți el în inimă, hai să-l urmăresc, să văd ce face băiatul ăsta acum. Era un prieten bun și m-a urmărit de după blocul să vadă unde fug și m-a văzut că așteptam acolo să vină trenul să mă lovească. Așa am înțeles în mintea mea întunecată de atunci și iar vedeam trenul cum vine și cum făcea un zgomot imens și eu închideam ochii și nu mă mai interesa. Și băiatul ăsta a venit și m-a smuls de acolo. Mi-a tras o bătută bună ca să mă trezesc. Dar îi sunt mulțumitor că mi-a salvat viața. Undeva, tot în perioada aia, am dat și ne-am mutat în... Iar ne-am mutat spre Mănășturi. Nu, de fapt, eram spre centru undeva pe Republicii. Era o femeie destul de bine financiar, dar săraca era văduvă și dintr-o infecție sau ce s-a întâmplat și a pierdut picioarele. A trebuit doctorii să amputeze ambele picioare. Și acum ea a dat un anunț și printre prieteni și cumva a ajuns la urechile lui maică-mea. Caută pe cineva care să o îngrijească, că avea multe nevoi și foarte greu se mobiliza fără picioare. Și era și destul de proaspătă, încă îi se vindecau locurile de unde a fost amputată. Și în acest timp să ne dea chirie gratuită, adică gratuită, în sensul că acel cineva să aibă grijă de ea și vom primi chirie în schimb. Și am stat acolo mai bine de un an de zile pe Republice, la această doamnă. Și mama avea grijă de ea și noi stăteam într-o cămăruță mică. Și de acolo, aproape de centru, aproape de spitale, de infecțioase, cu încă ceva prieteni din Mănășturi, a venit o febră, ceva, eram tare pasionați de siringi, făceam cu ele niște jocuri cu apă, cu chestii și acum eram foarte tentat să vedem unde găsim mai mari. Și mi-a zis cineva că știe undeva la spitale, de unde, din spate, unde se aruncă și numai trebuie să le luăm și să le plătim un pic, să le spălăm. Deci noi, în mintea noastră aproape neexistentă, mergeam în spate la infecțioase și din gunoaiele de acolo colectam toate siringele. Bineînțeles că toate aveau ace pe ele. De multe ori ne-am înțepat și eu și prietenii mei. N-am văzut pericolul ce putea să fie și câte bacterii și lucruri nu puteau să intre în trupul nostru atunci și să fim infectați și îmbolnăviți de lucruri care nu mai aveam parte de vindecare. Dar cineva ne-a păzit. Am făcut și lucrul ăsta și asta l-am numărat ca fi un al șaselea lucru care iar putea să mă ducă într-o deficiență, într-o stare, într-o boală, într-o situație în care să-mi schimbe firul. Se face că împlinesc 18 ani și aveam un văr deodată cu mine, la diferență de vreo 3 săptămâni între noi, e tot aici în Cluj, așa cum încă nu știu la viața Domnului, dar în rugăciunile mele, e polițist el. Și mă rog pentru el ca Domnul să vorbească inimii lui și să-i mântuie inima. Mi era ca un frate. Mama mea s-a dus, după întâmplarea asta cu siringile și cu așa de la 14 ani, s-a dus din țară. Când aveam eu 15 ani s-a dus și mi-a spus, m-a privit în ochi și mi-a zis, Adi, am rezolvat viză să plec. Oricât m-am străduit, de când te-am născut, să-ți creez o viață și să-ți fac un viitor și să avem măcar o garsonieră, n-am reușit. Dar 100% convins că dincolo mă duc lucrul la agricultură, lucrul la ce pot și la ce știu și fac tot ce pot sub soare, ca în timpul cel mai scurt posibil să vii și tu în Australia. Aia mi-a fost vorba cu care m-a lăsat și m-a lăsat cu surorile ei și a plecat. Aveam 15 ani. Surorile ei aveau mare grijă de mine.
nici ele n-au fost rămas în casa Domnului și așa, erau, fumau și viața lor, dar cumpătate și femei bune și de casă. Au avut mare grijă de mine, unul din băieții ăștia de 18 ani, de care vă ziceam, vărul meu, era, aparținea unei din surorile lui mama. Și cu el, iară, la tot fel de aventuri, la ieșiri, aveam acum 16 ani, 17 ani, dădeam spre 18 ani, câte nu, plecam la Felix, plecam în stânga, plecam în dreapta, mama nu era, pe el părinții lui îl lăsau, că ziceau că e adult, imatur, poate să decidă pentru el, numai să avem grijă să ne păzim de lucruri care pot să ne dea cazier sau pot să ne afecteze tare, să avem grijă, că mama e în Australia și, nu, tot... vrea să știe că tot e bine cu mine și pot să merg. I-a fost foarte greu să obțină acte și să poată să-mi fac o chemare și să poată aplica la o reîntregire de familie să mă duc acolo. A fost foarte greu. Și în mintea noastră era undeva 6 luni, s-a întins la 3 ani și 6 luni tot procesul ăsta. Dar timpul ăsta s-a întâmplat ceva frumos în viața ei și a dat viața Domnului. S-a întors la pocăință și atunci nu era cu WhatsApp și cu Messenger și cu video call. Atunci vinea scrisoarea și când vedeam că e un plic în cutia poștală, îmi sărea inima și deschideam scrisoarea și citeam pagini și începeam să șterg pagini și s-o trimit. Și tot procesul era vreo 2-3 luni până îți venea răspunsul, cam așa de încet primeai un răspuns. Și vine la un moment dat o scrisoare groasă, cu foarte multe pagini și începea spunând, m-am întâlnit cu Iisus. Și în momentul ăla n-am prea înțeles, pentru că în inima mea era o fărmitură de distanțe. Am înțeles că viața ei trecută, dinainte să mă aibă, a venit din mediul ăsta, dar s-a izolat de toți. Și acum, de ce s-a dus iar acolo? Nu înțelegeam în mintea mea atunci. Aveam undeva lângă 18 ani. Mai devreme, de fapt, asta. Aveam cam 16 ani și ceva când a început ea să-mi trimită scrisorile astea. Și de acolo, toate scrisorile ei era că se roagă constant pentru mine, pentru baza lui Dumnezeu asupra mea. Și totul să decurgă bine și să mă duc în Australia și să mă gândesc și eu la suflet și... Constant era acolo și mă asigura în fiecare scrisoare că se roagă pentru mine de încetat. Împlinim 18 ani și eu și vărul meu, facem un majorat și ne întreabă mătușile noastre și unchii ce cadou vreți de majorat. Și eu cu vărul meu deja ne-am înțeles și am zis vrem să mergem numai noi doi la Costinești pentru 10 zile. Dar fără voi, fără niciuna din ele. Toate ieșirile cam vineau și ei din părinți careva, ieșirile afară din localitate. Și ne-au făcut această dorință și ne-am dus. Și acum se apropie de a 7-a oră în care cel rău a vrut să-mi ia viața, acolo în apa mării. Dar se apropie și de momentul când Dumnezeu mi-a vorbit personal. Am plecat spre Costinești cu trenul și mătușile noastre ne-au pus ceva sandwich-uri, mâncare, era foarte, foarte cald, a fost foarte cald în tren. Ne-a sfătuit să mâncăm mai întâi sandwich-urile cu barințel și să lăsăm cele cu șnițel pe mai după masa, când e foame iară, să nu cumva să facem invers. Dar din buimăceala noastră și din bucuria noastră când ne plecăm la mare, eu personal am făcut taman invers. Am mâncat alea cu șnițel, că tare mi-au plăcut. Sper că mai aveți așa șnițel, da? Da, trecut-o fost. Am mâncat cele cu șnițel în puțina mea minte care aveam. Și undeva mai târziu, mi s-a făcut o foame tare. Și acum am deschis cele cu barizel și deja mirosau rău. Am zis, mi-e foarte foame, nu mă interesează, le mănânc și le-am mâncat. Și acum mintea tot acolo miram și deja începeam să mă simt foarte, foarte rău. Mi s-a făcut așa un rău, nu știu ce microb a putut să prindă acele sandwich-uri cu parizel așa de repede, în vreo 5 ore sau cât au fost.
de mi-a dat o bacterie în corp, de pur și simplu m-a îmbolnăvit atât de rău. Am ajuns la Costinești, am închiriat o căbănuță la o femeie în vârstă, în grădina ei avea vreo 7-8 căbănuțe, așa cum erau la camping aici la Cluj pe vremuri. Și am închiriat una de aia eu cu vărul meu, erau două paturi pentru o persoană și o măsuță și un scaun sau două. M-am dus, m-am întins acolo pe pat, a fost foarte rău noaptea aia. A doua zi dimineață a zis vărul meu, hai să mergem undeva la doctor, nu știu cum am ajuns. M-a ajutat să mergem, m-a consultat un doctor și a zis că neapărat trebuie să iau niște antibiotice. Mi-au dat nu știu ce amoxicilin, nu mai știu de care mi-au dat, dar mi-au dat foarte tare și când mi-au zis prețul la ele, erau toți banii pentru că intrările la discoteci. Dar nu numai aia, că nu mai mi-arde de nimic, eram foarte, foarte bolnav. Și mi-au dat acele antibiotice. M-am dus iar la cabană și am zis la vărul meu, mă, du-te tu liniști singur, du-te, cunoaște ceva tineri, vezi cine mai pe aici, poate aici cineva și din Cluj. Lasă că stau eu liniștit, că dacă stau întins în pan, nu se întâmplă nimic cu mine. M-am zis foarte slăbit și acum trebuie să aștept să trag asta și mi-a zis doctorul că trebuie să revin în câteva zile. Și dacă nu, să urmăm să mă consulte iar, să vedem. El a zis, mă, Adi, stau cu tine, că mi-e frică, nu-i să mă dă numai eu, cine știe, dacă se leagă cineva de mine, pățesc ceva, după aia n-avem cum să dăm unul de altul, stau cu tine. Și o stat o zi, o stat două zile, o stat trei zile, o stat patru zile. Deci mi s-a făcut, avea un mic coș aici și infecția s-a localizat repede unde au găsit o problemă. Deci mi s-a făcut o infecție enormă pe față, după aia mi s-a tras la ochi. Deci vorba mea stătea și râdea de mine, zicea, deci nu vrei să știi cum arăți. Eram îngrozitor. Undeva la vreo 4 zile au fost punctul cel mai oribil și după aia am început să merg spre bine. Și îmi trecea din infecție, uroi, probleme, mă simțeam tot mai binișor, ochiul a devenit albaștri de la roșu, după aia un ov închis, după aia deau spre negru și negru tot mai mic. Și știam că merg spre bine, eram mai liniștit, dar m-am ținut de antibiotice și mâncare cât reușeam să-mi iau. Și undeva la... noi am avut 10 zile acolo. Undeva la 9-a zi, parcă mai aveam o zi de antibiotice. Dacă bine țin minte, nu mai știu dacă era pe 7 sau pe 10 zile, parcă mi-a fost doza. Dar știu că ori le-am oprit, ori s-au terminat la 7 zile, ceva de genul. Și mă simțeam mai tăriu, ca așa la 9-a zi dimineață. Am zis, mă, sunt destul de bine, în formă, hai să ieșim, să mergem până pe plajă, până la mare, că acum el era supărat, că s-a stricat toată vacanța, lasă, poți să facem alta și trenul ne era programat, în a 10-a zi după masă să plece spre Cluj și asta era cadoul nostru de majorat. Și nu uit în veci, aici era 7-a oră când cel rău a vrut să încurme viața. Noi înotam foarte mult, făceam și sport. Eram destul de bine amândoi fizic și făceam sport de la vreo 15 ani și ceva. Deci înot nu aveam nicio problemă, aici la Municipal, la Olimpic. Deci zeci de ture, deci eram foarte buni înătători amândoi. Și în mintea noastră am zis că marea e același lucru. Am intrat în mare și era epava acolo departe la Costinești și am zis, mergem cu una aia, da, sigur, cum să nu. Și am pornit spre epavă. Dar noi nu aveam experiență cu curent și ape. Marea Neagră nu are curenți foarte mari comparativ cu oceanele în care am fost, dar totuși are curent și dacă n-ai experiență cu ei, poate deveni chiar o problemă. Era și o zi mai rece, o zi mai cu vânt, înorată tare, mișca tare apa. Și am început să mergem și acum ne apropiam de epavă, dar la un moment dat vărul a început să strige că nu mai poate și atunci mi-am dat seama că nici eu nu mai pot. Și ne-am uitat un pic înapoi, apa era foarte adâncă deja de mult timp, și ne-am dat seama că e exagerat de departe țărmul și era relativ aproape să ne apropiem de acea epavă și ne vedeam, mă, dacă ne apropiem de epavă, strigăm de acolo, mai treceau bărci din când în când, vapoare și da, de ne vedea cineva și să ne salveze. Și am zis, continuăm și mergem până la epavă. El s-a întors instant înapoi și a început să note înapoi. Atunci am luat așa o spaimă și am zis, ăsta poate să moară pe drum înapoi, în not înapoi, că e foarte departe.
Eu nu mai am energie să mă duc la epavă, e gata. Am mers un pic spre epavă, după care m-am gândit, nu-i bună alegerea, trebuie să mă întorc și eu înapoi, mai bine măcar împreună. Și acum, în disperarea noastră, notam înapoi. Deci nu știu cum, habar nu am, deci nu-i uman să explic cum, nu înțeleg cum. Dar la un moment dat, o simțit nisip sub picioare și s-a ridicat în picioare și a zis, Adi, ating. Și am pus și eu și am zis și eu, ating. Și acolo s-a mai lungit firul vieții noastre încă un pic. Astea ar fi 7 ori în care, până la momentul când m-am întors la Dumnezeu, pot să zic că ori treceam dincolo, ori îmi era dusă viața în altă direcție totală. În acea seară, mi-a spus fărul meu, mă, te simți bine, așa ai tras un not foarte performant. Mie că suntem bine, dar acum dacă ai avut putere să not, spun acolo și înapoi, ai putere și să vii cu mine la o discotecă de seară. Ca și tineri de 18 ani, nu vreau să mă laud cu lucruri mizerabile, dar da, consumam alcool și era cum era. Ne-am dus acolo, am avut ceva alcool, nu mi-a băgat nimeni în seamă, nu cunoșteam pe nimeni, erau cercuri de 10, 20, 30 de tineri, toți bucuroși împreună. Noi eram ca doi clujeni de animă noi. Și se făcea 3 dimineața, eram un pic amețiți de la băutură și cam toată lumea se ducea acasă. Cineva nu uit că stătea și tămătura pe acolo pițule și lucruri ce erau pe... Era afară undeva, lângă nisip, o scenă mare de concert, de ce era, de dansuri. Și nu mai era nimeni, numai noi și cineva de serviciu care mătura pe acolo. Și am zis, asta este, hai să mergem acasă. Mai venim mâine un pic la not și după masă la Cluj, înapoi la tren. Eu cu vărul meu, cum eram de 18 ani, îi consideram mare adult deja, discutam foarte multe lucruri. Eram ca și frați, discutam de toate. Și el era un tip foarte isteț și îi încă, Dumnezeu să-l binecuvinteze. A luat dreptul, a luat masterul lucruri, a făcut criminalistic, a făcut poliție, a făcut... Acum s-a retras undeva în poliție mai în rutieră, să fie un pic mai lejer, că a tras-o prea mult toată cariera. La momentul ăla era... În studiile lui citea enorm de mult și mă tot copleșa cu tot fel de cărți și de învățături că astea cu evoluția, cu așa, că cei care cred într-o putere, fie că e Dumnezeu, că e Mohamed, că e Buddha, că e cine lui, sunt niște oameni slabi din suflet, de firea lor și au nevoie de o putere în fața lor la care să se relateze și să aibă așa o viață mai plăcută și mai bună, o speranță orbă la ceva ce nu există. Și cam asta era mintea noastră despre Dumnezeu, despre credința bunicului nostru, care era un exemplu în familie și care mereu ne îndemna pe toți când avea răgaz. Cam asta era conceptul nostru. Ei, noaptea aia, în dimineața aia, la 3 dimineața, 4, am plecat spre căpăluța unde stăteam și ne-am așezat în paturile noastre. El dormea într-o parte, eu aici, era o măsuță între noi, am stins becul. Și instant el a început să sporeie. Eu stăteam și mă uitam undeva la geam și se vedea departe luminițele de peste drum, după grădina acestei doamne, printre căbănuțe și mă gândeam, eu nu pot să adorm dimineața asta. Îmi era mintea foarte trează și nu puteam să adorm. Și momentul acela, pot să-l numesc vis, pot să-l numesc revelație, răpire, nu știu, indiferent ce-a fost, în momentul acela, cam adormit, că n-am adormit, nu știu. Dar m-am trezit într-un spațiu cu beznă și nu mi-am mai simțit spatele că atingeau plapuma și pătura și salteaua pe care durmeam. Mi-am simțit spatele liber și că tălpile mele ating un pământ rece și că sunt într-o beznă totală. Și am fost așa de marcat că mi-am dat seama că n-am adormit, că îndăpânam gânduri de Australia, de mama, de trecut, de viitor, de... Mă gândeam, oare când a venit și viza aia, oare când m-or lăsa și pe mine să plec dincolo, să-mi văd mama și să încep o viață nouă, că deja s-a dus. Și fiind în bezna aia, am zis, cu siguranță viața mea s-a stins și asta e moartea. Era o beznă rece totală și mă tot învârteam, mă întorceam, am început să zbier, să urlu, să plâng.
Și era doar o liniște perfectă și un rece care o simțeam și eram în picioare într-o beznă totală și la tâlp simțeam rece. După multe minute de stare aceea, dintr-o dată s-a făcut o lumină enorm de mare, inexplicabil de mare, și automat mi s-au și închis ploapele. Și doar prin ploapele mele vedeam ca și cum vezi un reflector și vezi rozul ăla de la ploape din ochii tăi când e închisă ploapa peste ei. Deci morbea, era ceva foarte, foarte mare și mi-am dat seama că a venit cineva acolo, a venit ceva, a venit o putere lângă mine și n-aveam curaj să deschid ochii. Îmi era frică să deschid ochii și acum așteptam să fiu străpun, să fiu lovit, să mi se spună ceva. Era o liniște perfectă. Și a persistat lucrul ăsta mai multe minute și în minutele astea am început să prind un pic de curaj, gândindu-mă că ceea ce stă în fața mea nu m-a străpuns, nu m-a atins, nu m-a lovit, nu mi-a făcut nimica. Am deschis ochii, dar începeam să mă gândesc că am să deschid ochii. Dar mă gândeam totuși să mă asigur, hai să îmi las capul jos, că simțeam că nu e așa de mare lumină jos, și să deschid ochii uitându-mă jos. Și am deschis foarte puțin ochii, venea o lumină enorm de mare de aici, și jos vedeam niște picioare de bărbat, cu niște sandale ca de roman, cu sandale împletite ca din vechime. Și când am văzut picioarele astea de bărbat și lumina enormă care vine undeva de la față în jos, am intrat într-un alt nivel de spaimă, am închis ochii, am zbirat mai tare, am început să strig, iartă-mă. Și indiferent cine e în fața mea, eu am trecut dincolo și în fața mea stă o putere supremă. Și am nevoie de iertare. Ceva din trecutul meu nu da bine și acum ceva îmi confirmă că lucrurile stau total altfel. Și strigam într-o zi, iartă-mă. Am strigat și am plâns multe minute și era o liniște perfectă. Și iar am prins curaj. Am zis, nu-mi face absolut nimic, nu mi-a zis niciun cuvânt. N-am auzit nicio scânteie de vorbă, de nimic. E liniște completă, e doar ceea ce am văzut și lumina enormă care era. Și iar am prins un pic de curaj. Și am zis, vreau să mai văd odată picioarele alea. Și mi-am plecat iar capul jos. Și am deschis ochii mai abrupt de data asta. Și acele picioare, nu știu cum, inexplicabil, între timp a devenit un leu care stătea pe labele de jos. Se stătea cu labele așa și era ridicat în două picioare. În momentul ăla m-am lăsat pe spate, n-am mai putut să-l închid ochii de nivelul de spaimă, un altul în care am intrat. Și acum vreau să mă uit la fața lui și era un soare enorm. Era la o lumină enormă și acum ziceam și de orbesc și de orice ar fi, stau numai și mă uit în lumina asta. Și în momentul ăla a început și sunet. A început un sunet ca niște tunete. Niciodată n-am găsit o comparație să explic sunetul. Eu sunt foarte pasionat de sunet, de muzică, de cântări, de compoziții, de instrumente, de toate, dar n-am dat de un sunet care să pot să zic ăsta-i. Cea mai apropiată descripție îi tunet și ca și cum ai lua niște vapoare imense și să le dai așa pentru o mașină de toca vapoare. Deci un tunet metalic enorm de tare, dar era atât de puternic încât înstrăpungea toată ființa. Era un tunet sfânt cumva. Și tunetul ăla venea din el, din ceea ce stătea în fața mea. Și în acel tunet auzeam în conștientul meu mintea, auzeam vocea mea care traducea mesajul acelui tunet și mi-a spus așa de trei ori: pocăiește-te, tu trebuie să te pocăiești. Pocăiește-te, tu trebuie să te pocăiești. Pocăiește-te, tu trebuie să te pocăiești. Și când a zis a treia oară pocăiești, eram în fund în pat totul și verișorul meu mă lovia palme, mă trântea jos. Mi-a zis că de vreo 20 de minute nu mă zbier constant. A vrut să o cheme pe doamna, să cheme ambulanța, că nu poate să mă trezească, indiferent ce a făcut cu mine. Eram tot roșu de pălmuice eram. Și am început să comunic cu el și să mă liniștesc. Și am început să mă pupe, să mă strâng în brață și să se bucure că mi-a revenit din starea aia. Și atunci am zis, uite, asta mi s-a întâmplat. Și am zis tot ce mi s-a întâmplat, s-a speriat foarte tare. Și a zis atât, a zis, Adi, noi nu credem lucrurile astea, dar pentru că tu tocmai ai trecut prin lucrul ăsta, tu trebuie să te pocăiești. Și am zis, bine.
bine, dar de unde să o iau? Ce e asta? Cum adică să mă pochez? Ce anume? Și nu vrea să vorbească cu mine, era foarte speriat. A zis, hai că să mai dormim. Nu știu, eram 6-7 dimineața. A zis că trebuie să mai doarmă, să odihnească, e obosit. S-a întors cu spatele la perete și a stat așa, n-a sfărăit deloc, ceea ce zice că nu a dormit deloc. A stat multe ori așa, eu tot stăteam și tot analizam ce-a fost, ce-a fost, ce-a fost. Undeva la un 9, se ridică de acolo și zice, hai că e ultima zi, hai să mergem până la plajă. Ne-a luat două prosoape, așa de mâncare, ne-am dus la plajă, ne-am întins jos, era cât soare era, cât e la mare. Nici prea mult, nici prea puțin. Și a început să-mi zic așa. Băi, Adi, m-am tot gândit la ce ți s-a întâmplat. Și uite, eu zic ce ți s-a întâmplat. Deci, cum am zis, era un băiat citit, le citea și pe alea care nu trebuie să le citească. Era foarte pasionat să ajungă departe tare cu studiile lui. Și el mi-a zis, uite ce s-a întâmplat. Tu ai avut o infecție foarte urâtă în corp. Ai avut o doză de antibiotice foarte, foarte mare. Doctorul ți-a zis să nu cumva să consumi alcool pentru o perioadă destul de lungă, nu mai știu cât o zis el, două săptămâni sau ceva, și după ce termin doza. N-ai ascultat și în ultima seară ai avut câteva beri sau cât a fost ce a fost. Zice, momentul ăla s-a creat în trupul tău o combinație chimică așa de urâtă și eu nu le știu zice, el mi le zicea în termeni. Nu știu să repet termenii aia acum. Zice, a experimentat un coșmar, nu știu ce nivel de coșmar au avut respectivul coșmar. Și a zis, atâta-i tot. S-a fost un coșmar. Din adunătura minții tale, gândurilor, infecție, alcool, antibiotic, corpul numai poate duce cât poate duce. Ți-a avut această răbufnire și atât a dus. Și zice, fa așa, de seară, mă plecăm de seară cu trenul, da? Mâine seară, următoarele zile, când găsești tu cu cale și e singur, spune-i acelei puteri, hai înapoi și mai explicăm clar care e calea și ce trebuie să fac. Și dacă vine, fă ce ai de făcut. Dacă nu vine, înțelege că a fost coșmar. Apoi e nu m-am dus. Pucherică, pucherică, putere, putere. Cine ai fost, cine n-ai fost? Hai înapoi, explică-mi, zi. Nimic. Liniște de plină. La care el tot, nu, vezi, ți-am zis, stai, la o săptămână, două, trei, patru, s-o stins. Pentru că el a stat în picioare cu ideea că nu ți-a revenit să spună. Dar se întâmplă ceva foarte interesant în mine. Din momentul ăla, acum pot să-i explic duhovnicește, s-a pus o sămânță în mine. Și din momentul ăla s-a pus o barieră pe lângă mine, și mi s-au pus niște chenare de înaintare lângă mine, măcar că mintea mea încă nu știa totul. Dar așa a făcut Dumnezeu că toate vechile noastre căi și drumuri, eu cu vărul meu, și orice lucru la care ne expuneam care nu era bun, deja conștiința începea să fie vie și nu înțelegeam ce se întâmplă, nu puteam să-i comunic lui lucrul ăsta, dar orice chemare la o chestie rea și păcătoasă îmi dădea un beculez roșu, nu-i bine. Și atunci ziceam, măi, nu vin și căutam motive diverse. Erau lucruri la care mă chema la chestii care chiar ne punea în pericol să nu cumva să-i prindă poliția sau ceva, niște lucruri, nu vreau să vorbesc de lucruri păcătoase. De atunci am venit în minte lucruri și ziceam, știi, mama mea, cază la roșii, la asparagus, pe câmpuri, că dur de 40-45 de grade, să-mi trimită câte 100 de mărci, să am să plătesc chirie, să am să plătesc mâncare, să am să plătesc sportul, să plătesc cursul de engleză, să mai merg pe la bunicul. Mi se merită să mă risc pentru ceva imaginar care poate că îi când vom face cu tare lucru și poate vom reuși să luăm lucruri care nu ne aparțin. Și riscul, dacă îl cântărim, de a fi prinși, merită să-i fac un necaz așa de mare mamei mele? Atunci nu avea ce zice, mă lăsa. Și îmi zicea, numai n-am încredere în nimeni, altcineva să-i propun lucrul ăsta decât în tine, care mi-ești ca un frate. Știu, dar mulțumește-te și tu cu ce ai, că ai doi părinți sănătoși, care au afacere, cerele lor și cu siguranță o să-ți dea. Sau din puținul care l-am de la mama mea, ne ajutăm și împărțim banii între noi. Și nu făceam lucrul ăsta,
alte situații, a fost o fată care am ținut la ea foarte mult. Și și ea era foarte înțeleaptă și zicea, Adi, știi vorba aia? Ochii nevăzuți se uită. Tu în curând vei primi viza de plecare în Australia. 3 săptămâni m-am uitat. 3 săptămâni eu pot întâlnesc pe altcineva să duce. Să fim înțelepți. Și și acolo am văzut cu mâna lui Dumnezeu, zicea stop în toate lucrurile și foarte multe aspecte. Nu înțelegeam ce se întâmplă cu mine, dar toate eram schimbat. Ceva era nou deja cu mine și nu înțelegeam ce e nou cu mine, dar aveam total alte alegeri. Și nu i-am spus la mama nimic din ce mi s-a întâmplat. Ziceam, dacă zic asta la mami, păi de nu dă după aia cu Iisus, după mine, cu scrisorile, non-stop. Nu i-am zis la mama. I-am zis peste an, numai mai târziu, după ce m-am botezat și m-am pocăit, i-am zis. Ajung în Australia, în contextul în care primez viza undeva în noiembrie, decembrie, la prima săptămână din decembrie, primez viza, sunăm cu mătușa pe mama, îi spunem și pleacă la agenție, ia bilete de avion, pe 7 ianuarie am ajuns în Australia. 98. În 98 am ajuns în Australia. Și acum pe avion, mă tot măcinam de un gând. Și ziceam, eu la lucru nu m-am gândit. Mama asta mea care tot îmi scrie de Iisus și că s-a întâlnit cu El. Asta sigur mi-are la el la biserică. Apoi eu nu vreau să mă duc la pocăiți în biserică. Eu nu vreau și gata. Acum, cum s-o dau? Mă gândeam eu. Dacă îi zic în prima zi, pentru că e tare dor de mine după 3 ani jumate, își formează mintiu ca ei treaba asta și respectă decizia mea și așa va. Asta m-a măcinat două zile de zbor. Cam așa ia 2 zile să ajungem la Australia de la Cluj. Cu Budapesta, cu Viena, cu Dubai, cu una, în fine. Și când am ajuns, am avut o masă faină, au venit o grămadă de tineri de la biserică, au dat o masă mare, a fost ca fiul risipitor venit acasă. Și după ce s-a încheiat și am văzut cu mami, am zis, mami dragă, uite, o decizie, o rugăminte care am și față de tine, uite ce am decis-o în mine. Eu nu o să vreau să vin la adunare unde mergi cu unchiul și cu dușa și cu ferii mei și cu cei care merg. Vai, dragă mami, nicio problemă, dar sigur, dar când Domnul o să-ți atingă inima, o să mergi tu pe la sine. N-ai, nu, eu nu pun nicio presiune, cum simți tu? Orice m-am bucurat, zic, nu, asta am rezolvat, nu o să am treabă cu biserica. Și se face joia. Și ea începe să calce o fustă, își tot pregătea un batic de spumă acolo, tot făcea să arate mai închis, nu știu cum. Bă, și unde nu mai ia niște... Deci nu aveam stare și mă gândeam, bă, ce ipocrit pot să fiu. Deci 3 ani jumate femeia asta a lucrat pe câmpuri, dar apoi alți 15 ani în spate, în câte o pericole și în câte mizerii au trecut, numai să-mi ducă viața și să-mi dea o pâine. Și de câte ori nu am mâncat ea, numai să am eu felia de pâine cu untură cu boia, era ultima, și habar n-am ce mânca, dar trăia cumva într-o minune. Și tot cam serile, tot cam eu luam o felie de pâine cu ceva și ea, habar n-am cum, dar ea nu știu cu ce să vrea, cu aer. Și atunci mă tot gândeam la lucrurile astea și am zis, bă, dă-o încolo, trebuie să fac eu altceva. Că pot eu să intru acolo și să mă gândesc la mele și ok. Și am zis, mamă, eu cu ce mă îmbrac? Vai, dragă mami, dar vin și tu la casa, vin și eu. Bun, mi-o pregătirea pe o bluză, niște pantaloni, i-am dus la adunare. Aici vreau să vă zic ceva spre întâlnirea bisericii și adunării și a voastră care sunteți frați în Domnul. Ca să înțelegeți modul în care un păcătos de afară intră și vede. Că de multe ori zicem, păi la noi nu-i hard, păi dacă vii, frații, la bine mea este ceva, că nu numai noi, numai... No, să vă explic ceva ce s-a întâmplat. Am dat să intru în adunare și nu o să uit niciodată, parcă din mine s-a rupt un alt om, sau o jumătate din mine, ceva din mine, nu a putut să intre pragul, să treacă pragul casei de rugăciune. Am simțit că rămâne ceva afară. Și în momentul în care am pășit pragul, toate gândurile alea, băi, o să stau în colț, o să mă gândesc la aritmetică, la algebră, la fizică, la toate chestiile ce mi-erau pe minte, dar la nimic. De ce acolo? Ca să nu am eu legătură cu nimic ce se întâmplă acolo, fac chestia asta pentru mama să fie și ea bucuroasă. Ei, în momentul ăla, o ieșit acel cineva, o rămas afară și m-a luat așa o pace și o liniște.
Și acum nu mă uitam la oamenii aia frumoși și la tineri și la ce era acolo și numai eram uimit de ce lui. M-am așezat frumos într-un loc, au început oamenii să se roage, să fie un frate în față cu o harfă, să aibă o cântare, ascultam foarte atent la cuvinte, eram... Eu n-am mai fost, eu am fost puțin la săliște, la bunici, când eram foarte mic și n-am înțeles multe, erau câțiva bătrânei și mintea mea era prea fragedă și n-am făcut legături ce exact înseamnă o adunare de credincioși. Dar în momentul ăla că eram matur, am decis atunci să analizez tot și ascultam mesajul cântării. După am început să se roage, se rugau tare, dar îmi plăcea că se roagă toți și se adresau lui Dumnezeu toți și acum eram fascinat să le ascult la fiecare ce zice, wow! Ascultam cu o bucurie tot ce se întâmpla în jur. După aceea s-a ridicat o grupă mare de tineri, au cântat două, trei cântări, băieți și fete, foarte înălțător, foarte frumos. După aia a venit un bătrânel în față și a început să vorbească. Și în momentul ăla mi-am dat seama că omul ăsta vorbește o limba română așa de clară cum o știam eu de la Cluj. Că până la momentul ăla era mai știrbit un pic, că toți erau aproape, unii din tineri erau născuți acolo, părinții lor de câte 20-30 de ani acolo, era fratele Zaharia Bica. Și vorbea și la un moment dat parcă eram numai eu cu el în sală. Și parcă vorbea numai a nevoilor mele și sufletului meu. Am fost atât de străpuns de cuvântul Domnului. Am început inexplicabil să plâng. Nu înțelegeam de ce îmi curg lacrimi. Eram foarte atins. Dar totuși se dădea o revoluție în mine. Mă gândeam acum, mă sesizează mama și mama cam asta așteaptă. Pentru asta se roagă. Oare chiar îți gata? Nu înțelegea. E prea repede tot ce se întâmplă. S-a atins de cuvintele astea, dar... Nu știu dacă asta e tot, nu știu ce înseamnă asta. Ceea ce mi s-a întâmplat la Costinești, am fost uitasă total. Deci nu mai mergea mintea în direcția ce mi s-a întâmplat atunci. Parcă a rămas într-o idee că a fost un coșmar și n-am mai avut nicio sensibilitate. Era deja 6 luni și un pic, că din iulie până în ianuarie, cam așa îi. S-a terminat slujba. Am fost foarte tăcut, m-am retras repede la mașină, m-am dus la mașină, m-am pus pe bancheta din spate și mă puteam opri din plâns. A venit mama lângă mine, unchiul conducea, tușa lângă el în față și pe drum așa se tătuita la mine, mă mângâia și zicea, de ce plângi? Și atunci încă eu din mine vâcnea, nu știam ce să zic și am zis, mamă, mi-e dor de Ioana. A fost una de aia înverzită. Dar mă gândeam în mintea mea, mă, nu pot să-i zic că m-a atins cuvântul, că atunci aia vine și mă borbandează cu scrisorile ei, cu tot ce mi-au zis, cu faptul că s-a rugat pentru mine. Nu eram gata, nu știam, nu înțelegeam, oare asta să fie, atâta-i tot, așa repede, ce e asta? Ei, dar n-am lipsit din casă de rugăciune nicio zi. S-a făcut duminică dimineață, ce port, eram acolo, duminică seara, acolo, mică s-ar veni liderul de tineri la noi, la mine. Zicea, Adi, vii, lunea noi avem întâlnire de tineret. Cum să nu vin? Vin. No, bun, este autobuz, troleu, ce? Nu, ce, lasă, că știu unde este astea, la un cât o vin eu după tine, la 6 și să fii gata. O vin, m-o lua, tot întindeam bani, calculam eu cam cât ar fi arderea de benzină de acolo până acolo, câți kilometri a fost, iam și $2.65. Uite, cam asta e benzină. Serios, trânșit că... Și mă gândeam, da, cum adică ăsta nu ia bani pentru benzină? Și m-a dus. După aia ne-a dus în oraș următoarele zile. Mi-o luam mâncare, tot cu banii, tot să-i dau. Ăsta, că aia mi-o dat mama sa, mă buzunar bani, să-l plătesc cheltuieli. Niciodată nu vreau să-mi ia nimic. Mă gândeam, mă, tinerii ăștia e pe altă lume, ce cu ei? Deci ăștia fac așa de multe pentru mine și nu mi-au nimic. Deci eram uimit de starea lor. Eu eram obișnuit modul de viață din Cluj, din spate, în afară de vărul meu, care știam că niciodată nu mi-a ceva, că aveam parcă împreună toate lucrurile, dar în rest pe alți prieteni care fura primul ăla avea. Ori îl luam eu la ori ăla la mie. Deci era o viață de aia ca în junglă. Să nu mai zic de bătăi și de altele, că nu-i scopul ăla. E scopul ca Hristos să fie slăvit și El să strălucească în veci vecilor, care schimbă oameni și inimi. Și în tineri am văzut lucruri faine. La câteva săptămâni s-a întors Marius Gorcea din turneu cu Speranța.
zâmbind, tot un zâmbet, frate, ai venit, Dumnezeu are un mare plan cu tine. Mi s-a făcut picioarele, bă, dar asta nici nu știe cine -i. Eu încă eram așa între gânduri, între ele, nu știam ce se întâmplă cu mine. Un om așa profetic mi-a zis. Și așa de, el era și lider de tinere, pe lângă altul care era cu alea. În timpul când nu era plecat în turnee evanghelistice, se ocupa foarte mult de noi. Și apoi ne-a luat, am învățat cântări cu ei, cu Speranța, cu tot. Așa mi-a atins Domnul inima. A fost un botez în apă, se boteza mai mulți, eram bucuros și așa, dar simțeam că încă nu sunt chiar pregătit. Și după i-am zis la frate că și eu vreau, știi? Și zis, mă, frate, de acum trebuie să ai un pic cu zi răbdare, să începem noi o catecheză, o să trecem un pic prin Scripturi, cu niște lucruri. Și cam în iulie mai este un botez, atunci o să fii și tu, vagă, pe cale lungă. Nu te năcăji că dacă Domnul vine la noapte să-l acăpățești ceva, tu ești mântuit. Mi-a dat păstorul asigurarea aia că-s mântuit. Chiar dacă n-am intrat în apa botezului, că dorința mea în totul într-acolo. Și acum începeam să... Altul, frate, Nadi, tu citești, eram pasionat de Scripturi, Faptele ale Apostolilor, Noul Testament, tot acolo, și întrebări, multe, multe, multe întrebări. Și m-am văzut, frate, așa râvnos tare, și eu zis, mă, tu nu vrei să vii, noi facem stăruință la fratele Tănase acasă după programul de duminică, seara, în fiecare seară acasă, la păstor acasă, este stăruință după Duhul Sfânt. Nu știam ce e din fapte, știi? Dar cum să nu vreau? Vreau, vin. Erau acolo undeva 12 tineri și fratele păstor și soție sa. Nu, și mă duc o seară. Un har și o pace, pe unii n-au venit frații, așa vorbește Domnul și începea să zică toate tainele inimii și trecutul meu. Și că deci m-am uimit, că eu eram o persoană foarte închisă, nu ziceam chestii până ce am trecut. Dar destăinuia Domnul tot felul de lucruri, tot mai să înțeleg puterea prezenței Lui pe Duhul Sfânt acolo. Eram uimit de lucrurile Domnului. Următoarea duminică, seara, de-abia așteptam deja să treacă săptămâna cu munca, cu seara de tineret, cu joia, cu duminica dimineața și seara să urmeze iară stăruința. Că acolo parcă era cea mai faină flacără a săptămânii. Iară stăruință. Aveam și catecheza, nu mai știu, marța, miercurea, când era. Și stăruiam foarte mult și nu primeam Duhul Sfânt. Și atunci, la un moment dat, mi-am dat seama, am început așa în sinceritatea mea să mă rog și am zis, Doamne, îmi dau seama că după lunile astea de stăruință nu se întâmplă și trecutul meu e unul așa de complex. M-am mărturisit, am vorbit și cu frași, cu păstorul și așa. Dar mi-am dat seama, Doamne, eu știu prost că m-a iertat în întregime și am parte de mântuire. Dar probabil darul ăsta îl păstrez pentru oameni mai special, care te-o slujit de mici, din familie de creștini. Și citesc în Faptele Apostolilor pentru rolul acestui dar și acestui lucru și posibil că nu e pentru mine, dar e decizia ta cum să fie, cum să nu fie. Și iar a venit un frate și a avut o lucrare și că Domnul are plan cu mine și că de foarte multă îmbărbătare lucrurile astea profetice care aveau frații pentru mine. Și a venit un moment în care m-am rugat și am zis, Doamne, eu le cred cu da și amin. Dar te rog ceva și dacă vrei să-mi dai dăm, dacă nu vrei să-mi dai înțeleg iară, dar te rog, pune mintea mea, în inima mea, în sufletul meu, măcar o vorbă, măcar o împinsătură, măcar ceva, așa cum la tânărul ăsta îi pui tot trecutul meu și viitorul și îi dai niște taine extraordinare, îi le transmiți minții lui și el le rostește aici 5 minute în fața mea, e o grămadă de informație care tu prin Duhul Sfânt o dai. Dă-mi și mie numai un cuvânt și mi-e de ajuns. Chiar dacă nu mă botez cu Duhul Sfânt. Dar măcar dă-mi un cuvânt să zic, astăzi mi-a vorbit Dumnezeu. Și m-a rugat cu atâta credință, strigam și frații deja pe lângă mine, în limbi, să se roage, să prorocească, să strigam, tu să-mi vorbești, Doamne, nu ei, nu prin ei. Cât mă ținea gura și credeam din toată inima și așteptam acum. Și am auzit iar în mintea mea o voce, așa de clară, care atâta mi-au zis. Eu ceream un semn din partea lui și mie să-mi atingă Domnul viața. Și vocea mi-a zis, eu am fost atunci la Costinești. Așa m-a luat o pace și o bucurie și așa mi s-au făcut toate legăturile în mintea mea, de ce aia, că nu a fost coșmar, că de aia s-au schimbat după aia dorințele mele, au devenit altele și
Au venit niște frâne puternice în viața mea, în fața păcatelor mari și în fața lucrurilor greu înțelese și în fața primejdilor și neexplicabil ceva mă păzea pe drum. Și ce pot să zic decât ce spune psalmistul în 94? De n-ar fi Domnul ajutorul meu, cât de curând ar fi sufletul meu în tăcerea morții. Ori de câte ori zic, mi se clatină piciorul, bunătatea ta, Doamne, mă sprijinește întotdeauna. Când gânduri negre se frământă cu grămada înăuntrul meu, mângâierile tale îmi înviorează sufletul. Deuteronom 4:29. Și dacă de acolo vei căuta pe Domnul, Dumnezeul tău îl vei găsi, dacă îl vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău. Amin. Am mai venit câteva săptămâni după aia și undeva pe, nu mai rețin data exactă, dar la 2 săptămâni din iulie aveam botezul în apă și noi niciodată era duminica, seara de înainte, o duminică înainte de botezul în apă și eram iară la stăruință, că am fost nelipsit toate lunile alea. Și în seara aia a fost o putere așa de mare și eram convins, ziceam, Doamne, și interesant, lucrez în seara asta, simt că îmi dai gustul. Și totuși nu s-a întâmplat, s-a terminat rugăciunea, fratele păstor era obositare, am închis cu amin, parcă prea repede am închis cu acel amin și ne-am dus spre casă. Și mă rugam acum pe mașină și ziceam, Doamne, știu că poate are o ordine toate lucrurile astea, eu tot am cerut în sinceritatea mea, dar eu mă, duminica viitoare intru în apă, poate după ce intru în apă mi se va întâmpla lucrul ăsta, continui să cred. Și nu uit în veci că m-am dus acasă în seara aia și am salutat-o pe maică mea și mi-am urat noapte bună și binecuvântare și m-am dus în dormitorul meu și am zis, trebuie să mă pun pe genunchi să mă rog pentru săptămâna asta frumoasă care urmează și lucrarea care se întâmplă la duminica care va veni și să-i mulțumesc pentru tot ce a fost până și în viața mea și eu să fie cu mine și am început să-L laud, să-L glorific, să-I mulțumesc pentru tot. Și așa s-a intensificat rugăciunea. La un moment dat am simțit pacea lui Hristos peste mine și într-o dată am simțit că gura mea merge altundeva. Și am început să mă rog în limbi. Și acolo am rămas până spre 3 dimineața, numai în limbi am stat să nu le mai pierd vreodată. Așa asta a fost experiența mea în care Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt. După aia urma botezul în apă, weekendul celălalt. Și pe lucrări frumoase, eu l-am ales în primire, eu dus cu speranță. Eu plimba până Suceava și Iași și peste tot. Am cunoscut pe soția mea mai târziu. Ne-am căsătorit, avem 3 copii. Și lucrări faine. Și altădată v-am mărturisit felul în care Dumnezeu ne-a vorbit să venim în România pentru un timp. Și ăla a fost lucruri faini. Și măreț și continuă să fie frumos. Și merită să-i dăm lui slava și gloria. Amin. Și vreau să închei cu un verset. Ieremia 29:11. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. El să ne dea acel viitor și acea nădejde vie în El. E frumoasă viața cu Hristos.